atenția austriești, sunt cunoscuți pictorii Ferdinand George Wagner, Rudolf von Art, Hans Makart și, nu în ultimul rând, Gustav Klimt, a cărei pictură este anime și ilustrată în partea dreaptă, se numește Sărutul, iar acesta este specifice melodiilor tradiționale greci, este mărălirea, lăutaș și zomas, care este un soi de nai. Acesta este pantheonul de la Acropole. Dacă există un domeniu artistic despre care să putem spune că se înalță multe societatea grecești, poate fi vorba despre arhitectură. Cea mai importantă clădire grecească de lumină este, cum a spus, Parthenonul de pe Acropole, care combine coloanele dorice cu cele ionice. Grecia nu a avut prea mulți pictori lumini de pare internațional, atât cunoscut fiind Domenicos Theotokopoulos. Influența Greciei asupra literaturii universale este profundă, trecutul rezonând asupra secolelor. Literatura modernă și are de cele mai mari cu Homer, un alt scriitor care a născut o bogăție pentru grecii și a fost Herodot, trebuit și părintele istoriei. Ce ne facem acasă în România? Pe Vai Românesc, poeții și compozitorii au început cu mult timp în urmă să culeagă și să niștezi limbaj popular, muzica populară, dansurile și melodii. Cel mai important muzician român este considerat a fi George Enescu, care a fost și violonist, și pedagog, pianist și dirijor. Și acum am să citesc ceva din amintirile lui George Enescu.